Cristian Tudor Popescu, sunteți născut în București. Ce înseamnă Bucureștiul pentru dumneavoastră? Pentru mine înseamnă, în primul rând, o casă cu cișmea în curte și cu oțetari, cu niște oase de vită îngălbenite de soare și ceasul 2 după amiază. Asta e căldura unei după amieze într-o casă din Precupeții Vechi. Am stat și în Giulești, am stat și în Precupeții Vechi, am stat în Călăraș. Prima amintire e din Călăraș. O seară de acolo mi-amintesc un strat subțire de zăpadă, ca și cum ar fi... Am mai văzut stratul ăla foarte subțire în Elveția. Parcă ar fi venit cineva cu un spray, așa, să dea cu zăpadă pe iarbă, într-o iarnă, cred, din 1959. Aveam 3 ani în Calea Călăraș. Apoi am stat în Giulești, unde am cunoscut personaje deosebit de interesante. Era un punct comun cu Gheorghe Dinică, când mă mai întâlneam cu dânsul să mai pomenesc de lucruri din Giulești și oameni, fapte, ani, viață din Giulești. Apoi, în strada din Precupeții Vechi, la numărul 35, într-o casă din 1912. Scrie pe ea, 1912. Deci, Bucureștiul, eu am aparținut generației care a trecut de la case la blocuri. S-au început construcțiile în anii 60. În 1964 m-am mutat din casa din Precupeții Vechi într-un bloc pe strada Reconstrucției, undeva de la Dristor, prima stație. Atunci troleibuzele 84 și 92 nu mergeau decât până la stația Stejarului, unde întorceau. De când m-am mutat eu acolo, au apărut de-a lungul anilor cartierele Balta Albă, Titan, Vitan, Muncii, toată zona aia care nu exista. Atunci era câmp pe acolo. București e un oraș al absurdului. E o floare a absurdului în câmpia asta. Dacă trageți așa o fâșie pe Bărăgan, pe Câmpia Română, este singurul oraș acolo. Adică nu știu cine a avut această idee de a înfige orașul ăsta, aproape e o idee patafizică să pui București în punctul ăla. Nu poate fi, adică e foarte greu să-l aperi. Fiind situat pe o câmpie, o suprafață plană, nu are vreun râu care să-l poată, împrejmuitor, care să poată fi o redută, nu are munți, nu are nimic. Nu prea se face o capitală, ca de altfel, am și văzut în istorie cu câtă ușurință a fost ocupat Bucureștiul și de câte ori a fost abandonat Bucureștiul în fața năvalelor care veneau de la sud de Dunăre. Deci nu știu, chiar nu-mi imaginez cine a putut să hotărască la un moment dat să facă din orașul ăsta cel mai important centru politico-administrativ al țării. Este însă un oraș de care nu mă pot despărți mai mult de 14 zile. Mi-ați anticipat câteva întrebări. Cum era Bucureștiul copilăriei dumneavoastră față de cel de astăzi? Câte ceva ne-a spus? Era un oraș cu bragă. Încă se mai vindea în copilăria mea adâncă, încă se mai vindea bragă în București. Firește, nu numai copiii, nici adulții de zilei de astăzi, până în 40 de ani, nu mai știu ce e aia bragă. Mai puteai să vezi vestigiile lumii de dinainte, de 1944-45. Nu numai în case, era o manie a mea aproape, un hobby, să cutreier
zone din strada Doamnei Mihai Eminescu pe spre Grădina Icoanei, mă plimbam pe acolo, pe lângă ce mai e neschimbat de atunci este statuia lui Tudor Vladimirescu cu leul la bază, care e pe strada Mihai Eminescu, care se intersectează acolo cu Precupeții Vechi, un restaurant chinezesc pe colț acum. Aia e la fel. Leul ăla pe care mă suiam eu cu copiii atunci e neschimbat. Îmi plăcea teribil să mă uit la casele astea vechi. După părerea mea, există case care te privesc, ele, pe tine, case cu ochi. Și aveam un soi de dialog așa cu casele, parcă le simțeam trecutul, simțeam ce s-a întâmplat cu ele, cu oamenii care au fost cândva în interior, în zona aceea Bucureștiului. După aceea, atunci exista tramvaiul 26, cu care puteai să faci turul orașului, mergea tot timpul, nu s-o opremea în cerc. Deci te urcai în tramvaiul 26 și puteai să dormi acolo, să mergi, să dormi, să stai, mergea în cerc în jurul Bucureștiului. Am făcut acest tur de vreo câteva ori. Era de asemenea, am o amintire foarte pregnantă, mergeam la Obor cu mama mea la piață, la piața Obor. Nu știu că n-am mai fost acum, nu știu dacă mai e piață Obor acolo, în spate, spre linia de tramvai acolo unde e piață, mai este, nu? Modernizat, da. Mergeam atunci la piața Obor, la cumpărături, mi-amintesc că era ceva absolut fascinant pentru un puști să vadă imensitatea aia de oameni, zarzavaturi, papagali, tot ce era acolo, animale vii, să vindeau animale vii în cuști, găini, porci, era pentru atâta viu într-un oraș, era un spectacol formidabil pentru un copil să vadă toate acelea. Apoi a fost trecerea la bloc, la mitologia de la scara 3, am înlocuit străzile cu scările, dar nu ne mai băteam acum Precupeții Vechi cu făinari, de pildă. Ne băteam scara 3 cu scara 6, se formau echipele, o altă mitologie. Era un timp mult mai, București era atunci mult mai calm, să spunem, mult mai lipsit de convulsii. Nu cum este acum, e multă tensiune în el, e multă ritm, multă dinamică de neoprit. Atunci viața curgea încet, verile erau nesfârșite. București. Mă duceam la cinema mai târziu, pe la 12 ani, mă duceam la Cinema Viitorul. Cinema Viitorul, pe strada Mihai Eminescu, care era ținut de poetul Ion Iuga, era director peste două teatre, peste Viitorul și Moșilor. La Moșilor băga filme americane, comerciale, și la Viitorul am văzut Solaris, am văzut al lui Tarkovski, am văzut Pădurea de Mesteceni al lui Vaida, am văzut Nunta lui Vaida, am văzut marile filme ale acelor ani, le-am văzut la Cinema Viitorul. Bineînțeles, de cel mai multe ori în sală eram vreo 4-5-5. Dar Iuga făcea această compensație cu cinematograful Moșilor, el fiind peste amândouă, și ieșea la socoteală. Și a reușit omul ăsta, care merită un monument pentru ideea culturală pe care a avut-o și pe care a menținut-o atâția ani cu cinematograful ăla. Eu acolo, până am descoperit Cinemateca târziu, la 20 de ani, la Cinema Viitorul, mi-am trăit viața în cinema. Și iată că și-a pus amprenta pe ea. Da, pentru că omul acela a continuat cu obstinație ani de zile să programeze acolo niște filme esențiale. Vă salut! Da,
Dacă ar fi să vă întreb ce vă place cel mai mult la acest oraș, ce mi-a ție? Îmi place orașul București în adâncul nopții. Îmi place la ora 3 noapte să mă plimb prin București. Are un farmec cu totul special. Un personaj al lui Țoiu. Cine? Un personaj al lui Constantin Țoiu. Din ce? Din galeria cu viță sălbatică? Nu, cred că un alt român. Se plimba la miezul nopții. Se plimba? Nu știu. Interesant. Da. Nu la miezul nopții, la 3. La ora 3. La miezul nopții București încă e animat. E lume la 12 noaptea, sunt inși, plumbaruri care... Nu, la 3 nu prea mai e nimeni. Aia îmi place mie. Îmi place orașul aproape ca după un război atomic. Vezi? Ca după o explozie atomică. Există într-un film al lui Stanley Kramer, se numește... Pe țărm, on the beach, în care există o secvență formidabilă a orașului San Francisco după o catastrofă atomică și este neatins, orașul e intact, însă nu se vede nici urmă de ființă omenească. A fost filmat la 5 dimineața ca să rezulte acea imagine memorabilă. E, cam ăla e Bucureștiul pe care îl iubesc eu nespus și din când în când mă mai plimb noaptea între 3 și 4 prin București. V-ați gândit vreodată să plecați din București și să vă stabiliți în alt oraș? Da, am avut un moment în care am vrut să plec la Timișoara. Există două orașe în afara Bucureștiului, dragi inimii mele, ca să spun așa, care au fost foarte importante în viața mea. Există Iașul și Timișoara. În oricare din aceste două orașe aș fi plecat cu plăcere. Aș fi putut trăi acolo plecând din București. De ce? Poftim? De ce? Au un farmec special. Bine, nu, lăsând farmecul, pentru că e vorba de tinerețea mea, de aceea. Nu? Dacă mi-am trăit acolo cei mai frumoși ani ai tinereții, în Timișoara, la Iași, mă duceam la cenacurile de science fiction, aveam o grămadă de prieteni acolo. De asta, probabil, pentru că eram tânăr. Atunci e răspunsul cel mai simplu. Profesia v-a purtat prin multe orașe ale lumii. Care e orașul în care v-a rămas în suflet și de ce? Fără discuție, Ierusalim. Eu sunt un materialist, pozitivist, raționalist până la demență. Nu cred în fenomene paranormale, nu cred în spiritisme și nu sunt religios. Adică nu sunt religios în sensul practicant al cuvântului. Deci nu sunt, deși am fost introdus în bazinul ăla, Cristelnița, la naștere, fără voia mea. Nu am nicio legătură nici cu religia ortodoxă, practicantă vorbesc, nici cu o altă religie. Firește că m-a interesat foarte mult istoria religiilor, conceptele în diverse religii, nu numai în cea creștină. Sunt religii, după părerea mea, mult mai interesante decât cea creștină, cum ar fi budismul. Dar neavând componentele astea, să-i spunem, legate de... idealism și spiritualism, am trăit un șoc atunci în Ierusalim. Pentru prima dată în viața mea simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele mele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii nominale. Aveam un ecart pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea cu adevărat s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Unde întorceai capul, aveam, de pildă, în multe momente acolo am avut senzația că mă urmărește cineva. Că există un ochi. Nu neapărat o ființă umană. Deci nu era deosebire.
Eu știu ce înseamnă senzația urmăririi dinainte de 89, în care la fiecare trei colțuri de stradă mă mai întorceam. Au fost niște istorii până 87-88. Deci filajul ostentativ sau filajul normal, astea sunt altceva. Nu, aici era, nu mă urmărea un om. Aveam mereu impresia că există o entitate, ceva acolo, care se uită la mine. De oriunde m-aș fi întors. Așa, puțin dacă cu coada ochiului, parcă mereu aveam mișcarea asta, m-aș întrebat. O persoană cu care am, dar ce cu tine, ce că întorci brusc capul din când în când așa? Mereu aveam impresia că cineva e în dreapta mea, la coada ochiului, cu mine acolo. Iar tot locul ăla uscat, deșertic, că am fost și la în zone de deșert acolo, aproape că nu puteau să răsară religiile alea trei decât de acolo. De acolo, din altă parte, nu. Exista acolo o anumită ariditate a vieții, a tot ce se întâmpla. Dacă ar fi religiile astea, nu puteau, de pildă, religiile abrahamice. Deci mozaismul, creștinismul și islamul. Astea nu puteau, de pildă, să se nască într-o junglă. Imposibil. Într-un loc luxuriant. Nu, acolo trebuia să nască într-o zonă a abstracției geografice, a ride, cum este acolo. La marginea Saharei, în fond, că e foarte aproape Sahara, sunt deșerturile alea de acolo, este deșertul Negev, care este foarte aproape. Și îmi amintesc culoarea Mării Moarte, în apropiere de Ierusalim, culoarea verde radioactiv, așa aș descrie culoarea aia. Și mâna, firește, mâna din perete. La una din stațiile de pe Via Dolorosa există o urmă de mâna lui Iisus când s-a sprijinit sub greutatea crucii și pare mi se Simeon l-a ajutat să se ridice atunci. Ceea ce m-a fascinat a fost adâncimea acelei urme de mâini în piatră. Nu știu dacă acolo a fost mâna lui Iisus prima dată, dar de 2000 de ani încoace, toți cei care trecuseră pe acolo își potriviseră, veneau, și eu am făcut lucrul ăsta, se duceau la zid acolo și își puneau mâna în locul respectiv. Mâinile astea, miliardele astea de mâini care au fost puse în 2000 de ani acolo, făceau cam 2 cm jumate. Așa se adâncise în piatră din frecarea miliardelor ăla de mâini suprapuse cu mâna presupusă a lui Iisus. Adică oamenii încercaseră pentru o secundă, indiferent că erau niște savanți, niște ticăloși, niște curve borfași sau buni samariteni, încercaseră pentru o secundă să se identifice cu Iisus, punând palma acolo. Și asta făcea 2 cm și jumătate, cam atât, în piatră. Deci în Ierusalim m-aș întoarce întotdeauna. În plus, era fascinant să-ți dai seama că Biblia există. Eu nu credeam asta. Pentru mine, Armagedon era un concept. Și în momentul în care am intrat în Armagedon, că așa era localitatea acolo, nu venea să cred. Adică toate locurile menționate acolo existau. De pildă, Ghena. Ghena, ce este Ghena? Să te ardă flăcările Ghene. Și dacă scoți un E, rămâne Ghenă, nu? Și e greșit. Nu e greșit. Am constatat cu stupoare că există o asemănare absolut neașteptată între Ghenă și Ghenă. Ce e Ghenă? Păi e ceva foarte, foarte terater. Pe o latura Ierusalimului se aruncau cadavrele de vaci, de boi, de resturi animale din oraș, erau aruncate într-o râpă și acolo putrezeau. Intrând în putrefacție, ieșeau un soi de flăcări cu fum din ele, la soarele ăla teribil care e acolo, ieșeau un soi de flăcări sulfuroase, așa, albăstrui, din cadavrele alea de animale, așa. Acea pantă din marginea Ierusalimului se numește Ghena. Flăcările Ghenei sunt astea de acolo. E mică de tot, nu e cine știe ce.
Deci n-ar fi o greșeală să spui ghenă, căci ghenă înseamnă gunoi. Ori tot gunoi aia e o groapă de gunoi. Infernul, biblic, ghena, era o groapă de gunoi, din care ieșeau niște flăcări. Să revenim la Bucureștiul nostru. Ce v-ar plăcea să schimbe în București în următorii ani? Oamenii. Nu orașul. Orașul are o logică a lui de evoluție pe care i-a tulburat-o, într-adevăr, Ceaușescu, cu intervențiile lui mai mult sau mai puțin demente, deși bulevardele largi pe care a încercat Ceaușescu să le configureze aici nu erau rele. În fond, mișcarea asta arhitectonică a făcut-o și baronul Osman la sfârșitul secolului XIX în Paris. Deci, Le Grand Boulevard de Paris, nu erau la 1840. Concepția asta a venit atunci și acum ne simțim foarte bine în Paris datorită acelor bulevard. Aia nu era rău. În schimb, distrugerea zonei Uranus, unde eu am fost pe străzile alea vechi de acolo, casele, aia a fost o crimă, într-adevăr. Deci, dacă vrei să construiești, construiești. Vrei să faci, să modernizezi, modernizează, dar nu distruge. Asta este ceea ce Ceaușescu, un om lipsit de cultul tradiției. Asta a fost cea mai gravă problemă din creierul lui. El n-a avut acel respect al secolilor. Dom'le, dacă am o bisericuță, dacă am ceva, ok, construiesc așa cum fac la Florența sau în Italia, construiesc, o îmbracă în ceva, o pun cumva în noua structură, dar nu o distrug. Nu distrug lucruri vechi de clădiri vechi de 700 de ani. Deci Bucureștiul are o logică a lui de evoluție arhitectonică de acum înainte. Oamenii, după părerea mea, trebuie schimbați. Adică principala schimbare în peisajul afectiv al meu, uitându-mă la București, așa că merg pe stradă, după 1989 și până acum, este că sunt mai multe mașini și mai puțini oameni. Asta este problema. Iar având așa o medie de privire în vreme ce merg pe stradă, uitându-mă în jur, văd mai mulți oameni urți acum decât vedeam cu niște ani în urmă. Aveți un loc preferat în București și care ar fi acela? Cine? Un loc preferat în București. Un loc preferat? Un loc preferat, dom'le, mie îmi place combinația dintre carul cu bere și biserica Stavropoleos. Teribil îmi place. Îmi place să stau așa pe trotuarul de aici și să mă uit la carul cu bere și la intrarea în biserică. Și de câte ori mă duc la carul cu bere, care mi se pare un local extraordinar, cel mai bun local din București, nu vreau să-i fac reclamă, n-am nicio treabă cu nimeni de acolo, dar este localul cel mai bun din toate punctele de vedere, fiind în același timp și superb ca arhitectură păstrată și atmosferă. Întotdeauna, după ce mai degustăm ceva pe acolo, mă duc și să văd pietrele vechi de 400 de 500 de ani, cât sunt acolo cu chirilice din biserica, nu sunt de 400-500, sunt mai recente, din biserica Stavropoleos. Ăla, unghiul acolo, între clădirile astea două, mi se pare inima Bucureștiului. De ce ar iubi străinii Bucureștiul? Poftim? De ce ar iubi străinii Bucureștiul? Pentru că are poză de buletin orașul ăsta. Are marcă. Îți lasă în minte o imagine. Un aer combinat cu o atmosferă, îți rămâne o emblemă a lui după ce îl vezi. Sunt orașe care nu lasă așa ceva, nu lasă nicio urmă, nu-ți poți aminti. Nu vreau să jignesc pe nimeni, am fost la Bonn, de pildă, în Germania. Bateți-mă și nu vă pot, nu mi-amintesc nimic. Da, erau și acolo case și oameni. Un singur lucru, poate mi-amintesc, casa lui Beethoven. Atât. O casă cu un etaj unde am fost sau două, atât, în rest din orașul ăla nu mai amintesc nimic.
Ce să vă mai spun, unde am mai fost? Am fost la Zürich, în Elveția. Nimic. Nu mai amintesc. Iar de Elveția mi-amintesc așa ca de un imens sanatoriu. Parcă era Muntele Vrăjit extins la întreaga țară. Un imens sanatoriu, asta era pentru mine Elveția. Niște terenuri de golf care ocupau tot orașul, spreiate, cum spuneam la începutul discuției noastre, cu zăpadă. Deci sunt orașe în care nu m-aș mai întoarce niciodată, multe din capitale. La Londra, de pildă. O să râdeți, nu doresc să mă mai întorc la Londra. Nu mă interesează, nu mi-a lăsat nicio amintire pregnantă, mai departe. Deci Bucureștiul este la Washington, iarăși. Eu mi-amintesc de Washington, foarte interesant, dacă mă întrebați acum de Washington, prima mea imagine din cap este una de televizor sau de carte poștală. Nu e, deși am fost în oraș, nu pot să vă spun nimic de acolo. Parcă, cum să spun, realitatea reproducerilor, a imaginilor despre Washington, din Washington, pe care le-am văzut de-a lungul vremii, firește că în lungi ani în care nu puteam să mă duc nici până la Rusia, în Bulgaria, fiind în comunism, că nu prezentam garanții moral-politice, s-au imprimat atât de bine pe scoarță, încât când m-am dus la Washington real, nu mi-a mai spus nimic. Se întâmplă. Nu mi-a mai spus nimic, am rămas cu imaginile. Da. Deci Bucureștiul, cu toate ale lui, cu toți câinii, cu toți șobolanii, cu toate gropile, praful și ce mai avea el, frigul iarna și praful vara, Bucureștiul este un oraș cu poză. Are poză de buletin, are identitate, are marcă în mintea mea. Și ăsta nu-i puțin lucru. Bucureștiul de altă dată și Bucureștiul de azi. Ce ați alege și de ce? Nu sunt un paseist. Aș alege Bucureștiul de azi, așa cum este el, pentru că Bucureștiul, la urma urmei, aparține celor care sunt, dacă ați vorbit de Constantin Tsoiu, în echipa trecătoare prin viață de acum. Aparține celor care, Bucureștiul nu aparține în primul rând pensionari, care sunt niște persoane foarte estimabile, cum sper să fiu și eu, când voi ajunge așa ceva. Bucureștiul aparține oamenilor care trăiesc, sunt activi în el în acest moment. Deci nu aș dori să dispară clădirile noi, nu aș dori să dispară buildingurile astea de birouri, metal, sticlă și așa mai departe. Unele dintre ele mă scot din sărite. Am avut campanii brutale în presă, aproape încercând să schimb niște situații arhitectonice îngrozitoare, după părerea mea. Nu mă pot obișnui nici acum cu monstruozitatea aia din piața Charles de Gaulle, de pe stângă. E ceva groaznic, da? Mă rog. Sau cu țeapa aia, domne, din... Deci mi-aduc aminte că i-am întrebat pe toți candidații la primărie când a câștigat Oprescu, în 2008. I-am întrebat pe toți, domne, dacă ajungeți primari, scoateți, domne, chestia aia de acolo, micul ăla tras în țeapă, distrugând toate felurile. Da. Opera lui Ghilduș. Alucina lui Ghilduș, Alexandru Ghilduș, da. Designer. Da, mă gândesc că omul ăla a și fost plătit cu bani grei pentru a compune acea batjocură. Deci e o batjocură vizuală. E o jignire, mai ales că vrea să și simbolizeze revoluția. N-am să înțeleg niciodată acea monstruozitate, de ce rămâne în continuare acolo. Aia scoate-o, de pildă. A scoate-o fără niciun fel de ezitare dacă aș ajunge primarul București. Dar, în rest, firește că eu sunt deja un om al secolului trecut. Rămân nostalgiile, îmi rămân clădirile vechi și acum îmi place să mă duc să văd clădirile vechi care sunt din ce în ce mai puține. Dar Bucureștiul, după părerea mea, își va păstra marca asta, ființa asta a lui, chiar și modernizându-se
în continuare. Nu trebuie să ne fie frică de asta. Rămâne aerul ăla special al lui de între 3 și 4 dimineața, va rămâne și dacă se umple de zgârie nori, așa ca New York. Apropo de nostalgie, care e amintirea noastră cea mai dragă legată de București? Doamne, amintirea mea cea mai dragă, nu știu dacă cea mai dragă. Firește că locurile care m-au marcat sunt Cinemateca, v-am spus, Cinema Viitor, dar mai există unul. L-aș adăuga la acestea și anume Cârciuma Podgoria. Nu știți ce este. Doamne, Podgoria era pe bulevard, chiar vis-a-vis de McDonald's-ul de acum, deci de la Cinema Studio, te duci pe dreapta ca să intri în Piața Amzei, acolo, la străduță, și pe colț acum este o reprezentanță Nike, mi se pare, da, sau da, ceva de fițe. Așa. Ei bine, pe colțul ăla era o cârciumă numită Podgoria. Mi-amintesc și acum, eram student și acolo se bea vin cu ulcica de lut. Să servea vinul în ulcică de lut, era ieftin, era o cârciumă ieftină, unde să serveau fripturi imense, la așa, pe grătar, de ce vroiai, vin la tarafă, era o cârciumă din secolul XIX, în plin centru Bucureștiului. E, acea cârciumă Podgoria, în acea cârciumă, cred că am desfășurat unele dintre cele mai intense seri intelectuale ale vieții mele. Era extraordinar. Stăteam cu prietenii de atunci, discutam câte lună și în stele, la câtă energie aveam în noi, energie pe care, firește, o consumam la cârciumă, în primul rând, nu realizând proiectele respective. Deci a fost o universitate, poate cea mai puternică pe care am urmat-o, a fost cârciuma asta. Asta în anii 70? Anii 70, sfârșitul anilor 70, 80. Ea a fost desființată înainte de 89. Nu mai știu ce s-a făcut în locul ei. Da. Da, păi a fost desființată pentru că era prea bună. Adică în clipa în care Ceaușescu a constatat că mandatarii, persoanele care mai făceau cât de cât viața de trăit într-un local de genul ăsta, trebuiau lichidați, au dispărut. A dispărut cofetăria, exista. Prin 1970 era o cofetărie lipită de romarta copiilor pe bulevard încoace, unde se vindeau savarine cu un gust deosebit, pentru că omul ăla de acolo, mandatarul, le făcea la meserie, era privat. Nu? E, experiența asta a ținut foarte puțin, pentru că s-a constatat că ea chiar merge, adică lumea venea numai acolo, nu se mai ducea la altă parte. Și a desfințat-o Ceaușescu imediat. Normal. Deci, o cârciumă. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea pe care ați adresa-o, care s-ar potrivi cel mai bine la cei 50, 555 de ani ai săi? Da. Dumne, i-aș ura ca amintirea lui să rămână și atunci când nu vor mai fi aici decât ruine, fie și ale blocurilor moderne pe care le vedem acum și pe care le considerăm nemuritoare. No? Tot ce vedem noi acum în jurul nostru, construcțiile astea tehnologice, ni se par indestructibile, ni se par că vor trăi veacuri de acum înainte. E, când și din aceste clădiri nu va mai rămâne aproape nimic, pentru că va exista și un astfel de moment, nu? Istoria civilizațiilor ne spune că din fiecare oraș până la urmă rămân ruinele. Aș vrea ca din orașul ăsta să rămână aerul ăla dintre 3 și 4 dimineața să bântuie pe locurile astea chiar și atunci când nu vor mai fi oameni și nu vor mai fi decât ruine.